Biserica a avut încă de la începutul, să zic așa, a formării culturii poporului nostru, a avut o contribuție esențială. Aș putea zice că pentru poporul nostru, cultura poporului român a fost de la început o cultură creștină, o cultură dezvoltată și creată chiar de biserică. N-a fost o cultură, să zicem, indiferentă față de elementul religios și față de credință, ci a fost o cultură de la începutul ei legată de credința creștină. De altfel, aveam dintotdeauna convingerea pe care istoricii au dovedit-o prin dovezi și argumente foarte concrete, că ceea ce se numește cultură românească a fost de la începutul ei o cultură religioasă, o cultură nu numai creștină, ci specific ortodoxă. Ne-am născut cu această cultură izvorâtă din credința pe care poporul nostru a avut-o încă de la formarea lui. Este neîndoielnic că primele scrieri bisericești în limba română vor fi fost cărți sau fragmente de cărți din Sfânta Scriptură, Psaltirea, Sfintele Evanghelii, Epistolele Sfinților Apostoli, folosite cu deosebire în cultul divin public și devenite rugăciuni ale preotului și credincioșilor. Clerul și credincioșii au cunoscut dintotdeauna adevărul revelat despre care dă mărturie Sfânta Scriptură, îndeoseb prin intermediul Sfintei Liturghii și al celorlalte slujbe bisericești, săvârșite necurmat și în toată întinderea și bogăția lor în bisericile și mănăstirile din toate ținuturile românești. Cărțile liturgice, peste 20 la număr, care sunt un important izvor al Sfintei Tradiții, au pus la îndemâna credincioșilor ortodoxi din biserica noastră numeroase și cuprinzătoare părți ale Sfintei Scripturi, sub forma pericopelor evanghelice, a lecturilor din epistolele apostolice și a paremiilor, care sunt citiri din Sfânta Scriptură. Înfățișate credincioșilor în cadrul solemn al slujbelor liturgice, bogatele lecturi din Sfânta Scriptură își dezvăluie întreaga lor frumusețe, toată bogăția și adâncimea înțelesurilor lor, devenind totodată temei și motivare a rugăciunii obștești, a bisericii și a vieții creștine în general. Nu știm când au fost rostite sau scrise pentru prima oară în limba română textele din Sfânta Scriptură. Acest fapt este de natură să arate dificultatea pe care strămoșii noștri o vor fi resimțit de-a lungul secolelor, fiind obligați să folosească în cult cărți liturgice și textele Sfintei Scripturi într-una din cele două așa zis limbe sacre, slavona și greaca. În aceste condiții,
este lesne de înțeles pentru ce s-a manifestat din partea clerului și a credincioșilor români dorința statornică de a avea tălmăcite în limba înțeleasă de popor Sfânta Scriptură și cărțile liturgice. De multe sute de ani, mai precis până la începutul secolului al XIX-lea, cărțile bisericești au fost cele mai importante scrieri care au circulat în spațiul românesc. Aceasta din două motive. În primul rând, pentru că în biserică întregul ritual se desfășoară în funcție de textul scris, iar în al doilea rând, pentru că biserica a avut veacuri de-a rândul monopol absolut asupra tiparului. Cărțile bisericești au început să se tipărească în spațiul românesc încă de la 1508, când a fost tipărit în Muntenia liturghierul lui Macarie. Desigur, cărțile tipărite în secolul al XVI-lea și al XVII-lea pentru biserică erau scrise în slavonă sau în slava cărturărească, aceasta fiind limba de cult a românilor până la începutul secolului al XVIII-lea, adică până pe la 1700, când româna a preluat rolul de limbă sacră în biserică, dar a devenit și limbă administrativă, adică a fost utilizată după aceea și în scrierea documentelor de cancelare, care până atunci erau redactate tot în slavonă. De ce? Pentru că în Biserica Ortodoxă din această parte a Europei, slavona era limba sacră utilizată și limba administrativă și limba de cultură, așa cum în Occident, în Biserica Catolică, a fost utilizată latina și, bineînțeles, în administrație, în știință și chiar în literatură, tot latina a fost utilizată până aproape de secolul al XIX-lea. Învățații, marii cărturari ecleziastici au avut un rol absolut esențial în întemeierea culturii românești în epoca veche și tot ei sunt cei care au așezat temelia întregii culturi române. Pentru că nu se poate vorbi despre o cultură națională făcând abstracție de ceea ce s-a realizat de-a lungul a multe secole, sau cel puțin din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea, deci cam 300 de ani în care cărturarii ecleziastici au realizat lucrări cu totul și cu totul remarcabile pentru evoluția limbii române, pentru evoluția culturii românești scrise. Prima carte românească tipărită care a ajuns până la noi este Evangheliarul Slavo-Român, tipărit la Sibiu în 1551-1553, din care se păstrează un exemplar la Biblioteca Municipală din Sankt Petersburg. E foarte importantă această inițiativă cărturărească. De ce? Pentru că e prima încercare de înlocuire a slavonei cu româna în biserică. Acest lucru s-a întâmplat în Transilvania, deci primul nostru centru cultural românesc este la Sibiu. Urmează apoi activitatea diaconului Coresi, care s-a desfășurat exclusiv la Brașov,
Mă refer numai, desigur, la cărțile tipărite în limba română, pentru că știm, diaconul Porezi venea de la Târgoviște, dar acolo n-a tipărit nicio carte românească. El la Brașov însă a tipărit 11 cărți românești, făcând prima încercare de naționalizare, să zicem, a serviciului divin în Biserica Românilor. Dar acest lucru nu se putea realiza decât în spațiul transilvan, unde Slavona nu era apărată cu aceeași îndârjire cu care era apărată în bisericile din Muntenia și din Moldova. Tot în Transilvania s-a mai tipărit o carte esențială pentru istoria culturii românești scrise, este vorba de Palia de la Orăștie, tipărită în 1582 de fiul lui Corezi, se numea Șerban Corezi. Această carte, care reprezintă de fapt prima încercare de traducere a Bibliei în limba română, reproduce de fapt textul tradus, primele două cărți ale Bibliei traduse de trei bănățeni. E vorba de Moise Peștișel din Lugoj și de Efrem Zacan și Ștefan Herce din Caransebeș. Trei cărturari care așează Banatul în poziția de început, să zicem, a scrisului în limba română și chiar impun Banatul ca prima provincie în care s-a încercat traducerea celei mai importante cărți a creștinătății, e vorba de Biblie, în limba română. Muzeul de artă veche bisericească al Arhiepiscopiei Timișoarei cuprinde, pe lângă colecția de icoane și obiecte liturgice, și câteva cărți vechi pe care le socotim ca făcând parte din patrimoniul teologic și cultural al bisericii și al neamului nostru. Între acestea, aici, la Catedrala Metropolitană, sunt păstrate așa numita cazanie a lui Varlaam, pravila de la Govora și îndreptarea legii de la Târgoviște. Cazania lui Varlaam este un adevărat monument de cultură românească, de o importanță covârșitoare, atât pentru propovăduirea învățăturii creștine, cât și din punct de vedere lingvistic și grafic. Ea este numită a lui Varlaam nu pentru că el ar fi fost traducătorul sau autorul cazaniilor cuprinse între paginile acestei cărți, ci datorită faptului că el este cel care s-a gândit să adune la un loc aceste învățături de credință care circulau deja în spațiul bisericesc, pe care le-a stilizat, le-a adaptat la limbajul din secolul al XVII-lea și apoi le-a transmis în toate provinciile românești. Această carte, tipărită la Iași în 1643, a fost cartea de învățătură a românilor cea mai rezistentă în biserica noastră. De ce? Pentru că de la 1643 până la 1928, această carte a fost textul de predici utilizat în aproape toate bisericile românești. Titlul exact al acestei cărți, al cazaniei, este
carte românească de învățătură, dumenecele preste an și la praznice împărătești și la sfânți mari. Așadar, această carte cuprinde explicații la textul Sfintei Evangheliei din duminicile de peste an, atât de utile nu numai slujitorilor bisericii, preoți și monahi, dar mai ales credincioșilor care trebuiau instruiți în dreapta învățătură a bisericii. Lucrarea, după cum se poate vedea, este masivă, cuprinde 506 file, adică 1012 pagini și este ilustrată cu numeroase gravuri, gravuri care cuprind scene biblice, chipuri de sfinți, frontispicii, viniete, inițiale înflorate și așa mai departe. Cineva care a studiat din punct de vedere științific aceste gravuri spune că ele constituie o piatră de hotar pentru arta iconografică la români. Cel care a întocmit, cel care a desenat aceste gravuri se dovedește a fi nu numai un artist foarte priceput, ci și un foarte bun cunoscător al învățăturii noastre de credință. Așadar, și prin aceste gravuri, valoarea artistică a cazaniei lui Varlaam crește foarte mult. Cazania aceasta cuprinde în prima parte 54 de cazanii de explicații la duminicile Triodului, Penticostarului și Octoihului, iar în partea a doua 21 de cazanii de explicații la praznicile împărătești și ale sfinților. Toate acestea, așa cum spun și cum au constatat de altfel cercetătorii, sunt de mare importanță pentru românii din toate provinciile românești, din Moldova, Țara Românească, Transilvania și Banat. În Muzeul Metropoliei din Timișoara există câteva dintre cărțile fundamentale ale culturii românești vechi și ar trebui să începem cu cea mai importantă din punct de vedere cronologic vorbind, dar și pentru că reprezintă un început extrem de important pentru tot ceea ce a însemnat după aceea istoria cărții românești. Este vorba de Pravila de la Govora, care a fost tipărită la 1640 și este prima carte românească tipărită în Principate. În felul acesta începe, de fapt, marea strădanie a vechilor cărturari de a-și folosi limba maternă în texte. Este o scriere juridică de tip ecleziastic și trebuie să vă spun că exemplarul din muzeu este foarte rar, sunt extrem de puține exemplare în muzeele din România. Din păcate, nu avem încă o ediție critică a acestei cărți extrem, extrem de valoroase. Ea mai este cunoscută cu numele de Pravila Bisericească sau Pravila Mică, apariția ei fiind posibilă datorită ostenelilor unui om de mare cultură, anume Mitropolitul Teofil, fost episcop al Râmnicului, și datorită de asemenea domnitorului Matei Basarab, care a ctitorit zeci de biserici și mănăstiri în Țara Românească, dar care s-a arătat preocupat și de problemele bisericești și culturale, fiind sprijinit în toată activitatea sa de soția sa, Elina,
și de cumnatul său, cunoscutul cărturar Udriște Năsturel. Pravila de la Govora este cea mai veche colecție de legi, atât bisericești cât și laice, din țara românească și este prima lucrare tipărită în limba română. Pravila de la Govora, numită și Pravila cea mică sau Pravila bisericească, are titlul complet. Pravila aceasta iaste directatoriu de lege, tocmeale a sfinților apostoli, tocmite de 7 soboară către aceasta și a preacuvioșilor părinți și învățătorilor lumii. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că această pravilă, această colecție de legi bisericești și civile nu a fost destinată numai slujitorilor bisericii și credincioșilor din țara românească, ci și slujitorilor bisericii și credincioșilor din Transilvania. Ea a circulat foarte mult datorită mitropolitului Ghenadie, arhiepiscop și mitropolitul a toată Transilvania. A circulat așadar și în acest spațiu, fiind folosită, foarte interesant, chiar și de către slujitorii bisericii greco-catolice, acelor care au adoptat unirea cu Roma după anul 1700. Tot în timpul rodnicei domnii a lui Matei Basarab, respectiv în anul 1652, în atât de cunoscuta tiparniță de la Târgoviște, a apărut o nouă colecție de legi după pravila de la Govora, și anume îndreptarea legii, pravila cea mare sau pravila de la Târgoviște, de asemenea o lucrare masivă de aproape 800 de pagini. Așa, după cum reiese și din titlul său, această pravilă s-a vrut, citez, îndreptarea legii cu Dumnezeu, care are toată judecata arhierească și împărătească de toate vinele preoțești și mirenești, am încheiat citatul. Așadar, îndreptarea legii este nu numai un cod bisericesc, ci este și unul politic. De remarcat faptul că ea a fost tradusă din grecește în românește la îndemnul mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei de către Daniil Andrean, monahul din țara Panoniei, adică din Transilvania, din Ardeal, ajutat la rândul său de doi dascăli greci. Această carte apare la 6 ani după ce la Iași fusese tipărită Carta Românească de Învățătură sau Pravila lui Vasile Lupu, care a fost primul text de legi laice tipărit în limba română, și cartea lui apărută la Iași în 1646 și textul apărut la 1652 se bazează pe legislația bizantină, adică cuprinde texte de legi bizantine care au fost traduse și prelucrate pentru uzul românilor. În îndreptarea legii este preluat aproape integral pravila lui Vasile Lupu, dar textul apărut la Târgoviște este mult mai amplu, a fost dezvoltat de Daniel Panonianu și de alți colaboratori cu o seamă de legi preluate din sistemul legislativ bizantin. Această îndreptare a legii sau pravila cea mare are două părți mari și un apendice. Partea întâi are numele de îndreptarea legii și este împărțită în 417 glave sau capitole. Dintre acestea,
314 sunt extrase din nomocanonul lui Manuel Malaxus, într-o versiune mai completă, alcătuită pe la 1600 de mitropolitul Porfirie al Niceii. Celelalte 103 glave sau capitole, cuprind în întregime pravila lui Vasile Lupu, tipărită la Iași în anul 1646. Trebuie de asemenea semnalat faptul că îndreptarea legii, pravila cea mare sau pravila de la Târgoviște a fost destinată românilor din toate provinciile istorice. În secolul al XVII-lea se produce un eveniment fundamental pentru întreaga evoluție a culturii ecleziastice românești, dar și a limbii române de cultură. Pentru că se realizează prima traducere integrală a Noului Testament în limba română, eveniment întâmplat în anul 1648, când la Belgrad, adică la Alba Iulia, apare Noul Testament, tradus în cea mai mare parte de călugărul muntean Silvestru, dar recitit și pregătit pentru tipar de mitropolitul Simeon Ștefan. La 1688 apare prima traducere integrală a Bibliei în limba română. Despre această carte, George Călnețu spunea că poate fi comparată cu Biblia tradusă de Luther și că ea ar fi avut pentru români același rol pe care l-a avut cartea tradusă de Luther pentru germani, adică realizarea unei limbi unitare, unei limbi de cultură unitare. Trebuie să vă spunem însă că această carte este rezultatul celei mai interesante și mai complexe colaborări între toți cei care au scris texte românești până la acea dată. De ce? Vechiul Testament a fost tradus, care a fost reprodus în această carte, a fost tradus de moldoveanul Nicolae Milescu Spătaru, după o ediție greacă a Septuagintei, tipărită la Frankfurt în 1597. Noul Testament, care se află în această carte, este de fapt Noul Testament tipărit la Alba Iulia în 1648. Numai că în această carte există și fragmente din Palia de la Orăștie, textul tradus de trei bănățeni, Moise Peștișel din Lugoj, Efrem Zacan și Ștefan Herce din Caransebeș, dar tipărit la Orăștie de către Șerban, fiul diaconului Coresi. Ceea ce trebuie să reținem în mod cu totul și cu totul deosebit este că toate aceste trei cărți, păstrate în Muzeul de Artă Veche Religioasă de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, sunt nu numai cărți ale bisericii, sunt cărți ale neamului nostru, au contribuit în mod cu totul și cu totul deosebit la formarea limbii literare românești și au promovat ideea de unitate națională. Se spune despre aceste cărți că au fost foarte citite și că, așa cum Biblia lui Luther a fost deosebit de importantă pentru
mediul germanic, pentru spațiul germanic, tot atât de importante sunt, iată, cazania lui Varlaam, pravila de la Govora și îndreptarea legii pentru biserica și neamul nostru românesc. Prin biserică și prin cartea bisericească s-a realizat o foarte strânsă relație între românii de pretutindeni. Faptul că aici găsim aproape toate cărțile importante tipărite la București, la Târgoviște, la Râmnicu-Vâlcea, la Snagov, la Buzău sau la Iași, la Bălgrad, adică Alba Iulia, la Blaj, este, cred, un lucru foarte important, pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere ori de câte ori ne gândim la ce a însemnat cartea românească în epoca veche pentru cultura românească în general și pentru fiecare român în special.